fluctuantă sau posibilitatea băncii de a mări dobânzile peste noapte erau trecute în contract. Că acum a venit Guvernul României și a dat seama că suntem incapabili să citim un contract, că nu suntem o țară de avocați și a intervenit legiuitorul ca să pună niște clauze speciale, eu cred că din nou se demonstrează că nu suntem pregătiți pentru o economie de piață adevărată, unde să intrăm în special pe economisire și pe urmă pe îndatorare și atunci a trebuit să intervină legiuitorul, pentru că orice bancă până la urmă face o speculație de piață și ați văzut în general contractele la bănci au 10-20 de pagini scrise mărunt și fericirea de a primi banul în cont și a obține o casă îți ia mințile și nu mai citești articolul unde dobânda ai făcut. Nu ești obișnuit, nu ai o cultură în acest sens. Nici să citești avem o cultură fiecare în sensul paragraf absolut, și să absolut. Cam 99% din cetățenii României nu citesc ce semnează. Nu numai neapărat contractul de creditare cu banca, nu citesc, de exemplu, contractele pentru credit carduri, că și acolo se spune că dobânda după 30 de zile, dacă n-ai achitat ce ai tras de pe card, se duce în 25-30% pe lună. Avem multe de învățat și să mergem mai departe. În timp ce lumea era ținută în curs de criza economică, autoritățile române se îmbătau cu apă rece și spuneau că România nu va fi lovită. Autoritățile au anunțat de la pupitrele oficiale că țara noastră nu traversează o criză financiară, iar băncile au suficienți bani în conturi pentru a nu opri motoarele economiei. Între timp însă multe firme au anunțat că nu fac față problemelor financiare și trebuie să-și trimită angajații acasă. În timp ce lumea era ținută în curs de criza economică, autoritățile române se îmbătau cu apă rece și spuneau că România nu va fi lovită. Autoritățile au anunțat de la pupitrele oficiale că România nu traversează o criză financiară, iar băncile au suficienți bani în conturi pentru a nu opri motoarele economiei. Ca să-i convingă pe românii să nu-și pierdă încrederea în sistemul bancar românesc și să nu-și retragă banii din bănci, statul a garantat economiile populației până la 50.000 de euro. O eventuală bancă cu probleme din exterior, dacă a creditat banca din România, nu poate să scoată banii aceia. Deci nu vă gândiți că vine unul și spune bau și banii au plecat din România. N-au cum să plece. Scăderea consumului a înrăutățit repede lucrurile. Astfel, o serie de firme au început să aibă probleme financiare pentru că nu mai aveau cui să-și vândă produsele. Uzinele Dacia au făcut primul anunț: oprim temporar producția. Asta s-a tradus în peste 10.000 de angajați trimiși acasă în șomaj tehnic. Nu știm ce se va întâmpla. Problema totuși este gravă pentru toți, pentru că suntem tineri, avem nevoie de servicii, avem împrumuturi în bănci. Veți fi plătiți? Da. Dar mai puțin? 80%. Avem două cauze majore. Prima cauză este reducerea de stocuri, un program inițiat de Renault. Și a doua cauză sunt mașinile de mâna a doua care au intrat în țară și care nu au făcut să ne scadă vânzările pe România. Nu doar industria auto a fost afectată. După Dacia, mai mulți giganți ai industriei românești au anunțat că au probleme. ArcelorMittal, Azo Mureș, Olchimă sunt doar câțiva dintre ei. Disponibilizările s-au extins însă în aproape toată țara, spre surprinderea guvernului. Estimările autorităților cu privire la șomaj sunt însă mai mult decât optimiste. Cifrele Ministerului Muncii arătau peste 50.000 de disponibilizați până în luna mai a anului viitor. Anticipat că acest fenomen se va petrece numai în interiorul țării, unde e o concentrare de întreprinderi mai mare, dar avem în toate zonele geografice. Mulți investitori și-au făcut bagajul și au decis să se mute în alte țări. Producătorul de ciocolată Kraft Food și firma americană Colgate-Palmolive au ales Bulgaria și Polonia. Specialiștii spun că produsele comercializate de cele două companii nu mai au succesul așteptat printre români. Acestea se adaugă forța de muncă tot mai scumpă, dar și infrastructura deficitară. Probleme care au costat pe români investiția Mercedes. În urma închiderii celor două fabrici, aproape 700 de muncitori rămân fără serviciu. Harta disponibilizărilor arată astfel din ce în ce mai îngrijorător. Consiliul Întreprinderilor mici și mijlocii anunța la jumătatea lunii noiembrie că din cauza crizei economice 50.000 de oameni au fost deja concediați. Și numărul crește de la o zi la alta. Vedem că Ministerul Muncii ne dă de fiecare dată alte și alte cifre. Domnule Prigoană, este România în șomaj? Intră România în șomaj? Nu, nu se intră în șomaj nici România, nici alte țări de pe lângă România, spre est vorbind, nu spre vest. V-am explicat, e o perioadă, hai să spunem, de tranziție pentru România. 80% încă? Din populația încă 20 de ani suntem, da, încă 20 de ani vom fi în tranziție, până când ultimul cetățean al României din ultimul cătun va fi nevoit ca să-și ia carnea de păraf. Atâta timp cât 80% din populația României are alte surse
pentru coșul zilnic, porcul încotez, găina în curte, terenul lui și își cultivă legume, fructe și așa mai departe. Noi nu trebuie să fim disperați din punctul ăsta de vedere, pentru că cum s-au găsit soluții pentru 200.000 de mineri cu familiile lor și s-au descurcat într-un fel sau altul, la fel se va descurca România privită ca o familie. Eu cred că succesul României va fi în agricultură și în turism. Astea sunt două puncte cheie care vor da lovitura. Cele nu va fi pe piața mondială în următorii ani de automobile, de apartamente, de produse de lux, dar va fi necesară mâncarea de cea de toate zilele, pâinea, cea din rugăciune. Și noi trebuie să devenim din nou grânarul ecologic al Europei, pentru că avem Ministerul Agriculturii care se va ocupa de povestea asta și avem un Minister al Turismului care va face un turism și ecologic în afară de cel ecumenic. Și eu cred că resursele de forță de muncă care trebuie înglobate în cele două ramuri va fi de cel puțin 1 milion de muncitori. Deci vor trebui 1 milion de oameni să lucreze în turism și în agricultură pentru necesarul Europei. Dar credeți că suntem pregătiți, nu știu, profesional vorbind, adică cei care intră în șomaj de la Dacia, vedem de la Kraft, se retrag. Bine, acum noi discutăm România, tot timpul, avem tendința să spunem că economia românească are o problemă. Are o problemă, într-adevăr, și economia românească, pentru că Dacia plătea și Kraftul impozite la statul român, având pe teritoriul României sediile firmelor. Dar astea sunt două firme, una franțuzească și una nemțească, nu sunt firme românești. PIB-ul României crește exponențial în fiecare an prin speculațiile care au făcute, taxele plătite pe terenurile care se tranzacționa dintr-o parte în alta, pe consum și așa mai departe. De fapt, PIB-ul României a crescut pe bani nemuncit, pentru că s-a dat credite de consum. Adică s-a dat banul înainte de a fi muncit. De-aia și băncile au o problemă. Acum și sistemele financiare, economico-financiare. Dar v-am spus, România nu e în situația în care sunt alte țări de pe planetă. Germania, unde totul e pus la punct. Statele Unite, unde totul e pus la punct. Și unde 99% din populația Americii merge și își cumpără mâncarea de pe raft. La noi încă mai, v-am spus, cu murăturile au dus-o la capăt, porcul, cârnațul, un alta, nu este mai tradiționaliști. Mai trebuie să treacă 20 de ani până Comunitatea Europeană va impune regulamentul ca toți să intrăm în mașinăria creditului, ca ultimul cetățean al României să aibă credit, adică să primească bani în avans nemunciți și să-și cumpere produsele de pe raft. De asta vă spun că noi suntem o națiune binecuvântată din punctul ăsta de vedere și vom avea o tranziție foarte ușoară peste tsunami care vine peste Europa. Europa va fi afectată, Statele Unite vor fi într-adevăr afectate, dar România va fi afectată într-o mai mică măsură. Credit, ai nevoie de un salariu cât de cât destul de mare să-ți acorde banca acest credit. Iată, în 2008, salariile românilor s-au transformat în subiectul preferat de ceartă al politicienilor. Opoziția și sindicatele au strâns cu ușa cât au putut de tare guvernul Tăriceanu să majoreze lefurile bugetarilor mai mult decât era prevăzut în buget. După lungi negocieri, declarații dure și acuzatoare între guvern și sindicate, în vară cele două tabere au căzut la pace și au decis ca salariul minim să crească începând cu 1 octombrie cu 40 de lei, la 540 de lei. Potrivit înțelegerii semnate, acest venit va urca la 600 de lei începând cu 1 ianuarie 2009. Tot de la 1 octombrie, mai devreme decât era programat, și pensiile au crescut în medie cu 20%. În aceeași lună intra în vigoare și o ordonanță de urgență a guvernului prin care dascălii primeau un plus de 9% la salariu. Parlamentul nu a fost mulțumit însă de oferta executivului și cu o zi înainte de începerea anului universitar au aprobat în unanimitate o lege prin care măreau salariile profesorilor cu 50%. Guvernul nici nu a vrut să audă însă de grozăvia parlamentarilor și a făcut apel la rațiune, spunând că economia românească va fi pusă pe butuci dacă se va pune în aplicare această măsură. Aceste decizii politicianiste care au fost luate la nivelul Parlamentului nu vor face decât să se întoarcă împotriva puterii de cumpărare a cetățenilor. Asta chiar dacă și liberalii au spus da majorării cu 50% a salariilor. A domniței Cristian Mihai. Pentru... De altfel, votul din Parlament l-a costat postul de ministru al educației pe Cristiana Domniței. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule ministru, doar două cuvinte. Sunteți al patrulea ministru al educației din această legislatură. În modul cel mai sincer, sper să fiți și ultimul din această legislatură. După votul legislativului era așteptată decizia președintelui țării. Legea putea intra în vigoare doar dacă era promulgată de președinte. După câteva săptămâni de fierbere, Traian Băsescu a spus da.
Vă informez că am promulgat legea salarizării profesorilor. Spre surprinderea totală a premierului Tăriceanu, șeful executivului a primit vestea.